erau și înainte. Dar odată intrați acolo, după o foarte scurtă perioadă de timp, ceea ce s-a întâmplat cu percepția asupra lor, a fost o modificare radicală și imaginea lor s-a zdrobit, probabil, pentru toată viața lor. Politica, eu văd, cineva spune aici, Joana, mai sunt. Politica este ca un purgatoriu până la urmă, în care tu dai proba a ceea ce ești. Repet, pe termen lung, contează mai puțin că tu poți să minți azi, minți mâine, minți poimâine. Ceea ce contează pe termen lung este că până la urmă oamenii înțeleg ceea ce ești de fapt. Și asta vă spun ca o observație personală și vă spun pentru că asta îmi dă și până la urmă speranța că conturul ideologic și prestigiul până la urmă doctrinal unui partid este dat de oameni. Acolo e soluție. Și dacă am știut unde e, dacă știm unde e soluția, acolo trebuie să mergem. De asta mă întrebați de unde să-i luăm și ce să facem cu ei. Nu știu. Cum să facem rotul, pragmatic vorbind, să fie și oamenii de acestul în top executiv al PDL? Că aici se reduce la un nu știu. Acum mă puneți să vorbesc despre oameni și topuri executive. Eu nu știu, poate să știți că poate oamenii la care dumneavoastră vă referiți și dacă vă rog să-i numiți, o să numiți câțiva, lista asta, care are acest titlu, e diferită, poate, de lista mea care are același titlu. Să știți. E posibil. Am văzut. Deci, până la urmă, eu nu cred că e vorba despre, sincer, nu cred că e vorba despre atât de mult despre oameni și eu cred că, în momentul ăsta, în Partidul Democrat Liberal, ceea ce este cel mai important, este să punem într-o, cu greutate statutară, câteva mecanisme care să funcționeze. Și unul dintre ele este cel la care s-a referit toată lumea. Știu de pildă că Roberta e foarte preocupată de asta. Și anume, și Sulfina. Și anume, mecanismul de recrutare și de promovare a competențelor în acest partid. Competențe deopotrivă politice, profesionale, morale, până la urmă. Toate astea le face un mecanism. Eu nu cred vreodată că vine cineva cu putere de Dumnezeu, așa cum nu cred că Antonescu poate să dea certificate cine e de dreapta și cine e de stânga în România, nu cred că poate să vină cineva și să spună tu ești bun de asta, tu ești bun de asta, tu ești bun de asta. Trebuie să existe un mecanism instituțional care poate da și rateuri, dar până la urmă, asta este cea mai bună variantă cu putință. Te rog, o secundă, Andreea, și apoi Mihai și apoi... Da. Mulțumesc, te felicit, Sever. Lasă că vorbesc suficient de tare. Da, am auzit că vorbești. Ideile tale sunt un cântec pentru mine și dansez cu o plăcere absolut nebună pe ritmul lor. Dar nu mă amețești foarte ușor și nu reușești să mă păcălești. Trebuie să recunoaștem că acel curaj moral pe care îl invocăm este foarte rar îmbrățișat. În a te lupta cu impostura, de orice natură este ea, în a opta sau a nu abdica măcar de la verticalitatea profesională sau ideologică. Și acum, dacă tot te-ai plâns că ai primit cea mai grea întrebare, dă-mi voie să-mi încerc forțele într-una și mai dificilă. Ești dispus să-ți sacrifici cariera și faima pentru ideologia în care crezi? Și a doua, care o depersonalizezi. Nu crezi că e o bătălie de etapă pe care trebuie să o câștigăm? Și anume încărcătura de cunoștințe, încărcătura cu cunoștința politicianului de rând, care ia decizii pe fiecare falie societal în parte, până să ajungi la această încărcătură ideologică de care vorbești? Pentru că toate mi-e drag de fiecare dată când îl aud cu școala de cadre, în care cred eu însă foarte puternic. Dar ea nu te va învăța niciodată caracterul. Niciodată. Și ideologia se împletește extrem de armonios cu caracterul. Îți mulțumesc oricum foarte mult pentru toată prestația de astăzi. Chiar și pentru bani. Eu îți mulțumesc, Andreea, și să știi că mai au bancuri. Asta, eu m-am pregătit cu câteva bancuri în caz că vin răspunsuri, că vin întrebări dificile, să pot spune rapid câteva bancuri. Nu, am să spun în ceea ce mă privește, răspund rapid, că chestia e foarte simplă. Eu nu sunt altceva decât ceea ce cred. Și spun ceea ce cred. N-am să fiu niciodată ipocrit să spun că de fiecare dată spun ce cred.
că bă, sunt un om franc și mă uit la tine și cu orice preț spun ceea ce... Că nu, evident, asta e o ipocrizie și asta nimeni nu o face. Dar e psihologic dovedit că așa ceva nu fac decât nebunii. Dar așa ceva se sugă întotdeauna. Dar până la urmă, din felul în care mă manifest, din ce spun azi, ce spun mâine, ce mai scriu, ce mai vorbesc cu tine, ce mai vorbesc cu Roberta, uneori vorbesc chiar și cu Cătălina Abramovici și cu Dumnezeu. Din toate lucrurile astea, până la urmă, ceea ce se știe despre mine este exact ceea ce cred. Omul ăsta e ăla care spune că, sau care crede că, sau care face că. Și în plus, eu nu cred că este un... să intri în politică, nu cred că este un... Asta înseamnă militez pentru această ideologie în care crezi. Nu cred că e neapărat un sacrificiu. Poate fi, dacă te numești, cum a spus Mihai, sau poate a fost în anumite cazuri, dar nu cred că e neapărat. Nu e un kamikaze. E un kamikaze în momentul în care te duci pe o barcă în care tu nu crezi și intri acolo pentru că ți se pare doar că e o cale spre altceva. Atunci, da, strângi gâtul garantat. Garantat. Altfel nu. Și... nu știu. În orice caz, sunt foarte bucuros că măcar am putut dansa împreună. Chiar dacă nu te-am amețit. Am să mă mai străduiesc cu altă ocazie. Da. Și apoi Mihai. Și o voce din cabinetul europarlamentarului Monica Macovei. Se aude? Microfon? Avem microfon. Da. Mulțumesc frumos. Felicitări pentru prestație. Felicitări sincer pentru prestație, dar totuși, în continuare, cred că are o problemă. În sensul... tot în sensul celor spuse de toate paleologul și de Dudu Ionescu. Și mă refer la repudierea ca subiect de discuție politic, la raportul literatură umană și politic. Și cred că problema... dacă repudiezi acest subiect de discuție, o ai în definirea și identificarea motorului de schimbare sau agentului schimbării pentru a pune în practică tot ceea ce îți dorești tu. Sunt absolut de acord cu tine că ne aflăm într-un plin model de inginerie politică, un model amoral și lipsit de personalizat și lipsit de orice libertate de alegere la nivel individual. Și mă refer foarte concret. Congresul PSD a fost un model de inginerie politică. Modul în care s-a desfășurat campania Uigeană a fost un model de inginerie politică. Modul în care PDL a colectat și chiar a dat voturi la europarlamentare a fost un model de inginerie politică. Am să mă refer la experiența mea la Ministerul Justiției. Nu procedurile, nu principiile și nu valorile pur și simplu enunțate au creat o instituție care pare dintr-un alt peisaj decât cel românesc. Și mă refer aici la DNA. Ca o instituție de succes. Care pare dintr-un alt peisaj. Cu toate lipsurile, cu toate lipsurile acestei instituții. Ceea ce a schimbat o instituție, în cazul DNA, a fost schimbarea oamenilor și înlocuirea lor cu oameni cu valori și cu principii. Și mă întreb dacă nu același lucru e valabil și în cazul statului român în genere și în cazul PDL-ului. Problema pe care o pui este extrem de interesantă și trebuie abordată din mai multe puncte. Vreau să ne mai lămurim o dată în chestiunea asta cu natura umană. Văd că toți avem astăzi așa o aplicare spre filozofie.